începem astăzi cu vafe. Cu ce? Vafele sunt simple. Păzea, am un aparat rău. Vă e frică? Deci, voi lua un castron, făină, lapte și ouă. Turnăm făina în castron, spargem două ouă, turnăm laptele și acum trebuie să amestecăm bine totul cu telul. Este de domeniul trecutului. Am un mixer manual profesional pentru aluat. Făină, lapte, ouă, toate cele necesare. Doar scoatem capacul și adăugăm toate ingredientele înăuntru. Amestecăm totul. Și cu ajutorul unui dozator, doar turnăm aluatul gata în fierul de vafe. Asta e tot! Și acum voi acoperi viitoarele vafe cu dulciuri. Le putem coace! Ca să vezi, mă descurc și de modă veche! Iau aluatul într-un polonic și îl pun în aparatul de vafe. Și uite și dulceața mea! Cireșe! Hei, borcanul nu se deschide! Și ce să fac? Gândește, bunico, gândește! Așa e, scoci! Acum voi lipi capacul și voi trage! Ha, s-a deschis! Bunica are propriile trucuri! Acum voi lua o pipetă și voi lua dulceață cu ea! Uite așa! Voi adăuga cu grijă picături de dulceață în vafele mele. Le pot coace. Ce e cu zgomotul ăsta? Haide! Haide! Acum voi face pesmetul perfect de fursecuri. Oh, e tare? Îmi pare rău. Bine, acum am nevoie de Nutella. O voi gusta. Ce delicios! Cât dulce poți să mănânci! Și acum Oreo și lapte! Le voi amesteca chiar în borcanul de Nutella! Închidem și agităm bine! Și acum turnăm acest aluat într-un aparat de vafe! Este gata! Interesant! O, vafa mea e gata! Ce miros! E timpul să o punem pe o farfurie și să începem să o decorăm cu sirop de căpșuni. Apetisant! Oh, și a mea e gata! De ce nu iese? Haide! Te voi scutura! Ha! Asta este! Acum o să mai fac una! Turnăm aluatul și coacem! Dar bunica ce face? O, vafa mea e gata! Miroase atât de delicios! Și cât de apetisant arată! Rămâne doar să presărăm zahărul pudră! Ei bine, pur și simplu perfect! A doua mea vafă e gata! Acum voi adăuga frișcă pe prima! Da, mai mult! Și pentru mine puțin! Acopăr cu a doua vafă! Și acum batoanele de ciocolată sunt pe drum! Trebuie doar să le topesc cu un fier de călcat! Ciocolata lichidă este gata! Voi decora cu ciocolată! Prima este cea neagră
Și acum cea albă, pentru litere. Puțină magie deasupra și vafa mea cu Oreo este gata. Ce frumusețe! Oh, sunteți pregătite? Se pare că e timpul ca Jess să guste. Wow, atâtea gustări! Să începem cu aceasta. Ah, ce-i chestia asta tare? E un os? Aproape că mi-am rupt un dinte. E îndeajuns. Acum o voi încerca pe cea curcubeu. Frumos, îmi place! Dar ce avem aici? Wow, o vafă Oreo! Incredibil de delicioasă! Aceasta e cu siguranță vafa câștigătoare! Da! Vafa mea i-a învins pe toți! Ha! Acum vreau... Cake Pops! Vă descurcați? Ușor! Provocarea asta e pentru mine! Am nevoie de ciocolată albă! Acum o voi topi într-o cratiță! Aprind focul și amestec ca să nu se ardă! Perfect! Voi lua niște mascarpone și îl voi pune într-un castron! Acum voi adăuga și ciocolata și voi amesteca totul bine cu un mixer. Uite așa! Și acum trebuie să punem totul într-o pungă de patiserie. Trebuie să o umplem complet cu cremă. Și acum o putem turna în formele speciale. Super! Le acopăr cu a doua jumătate și gata! Voi băga bețișoarele în găurile speciale și pot pune crema la frigider să se întărească. Grozav! Aici sunt fructele mele proaspete! O cireașă! Trebuie să mă scap cumva de sâmbure. Exact! Am o siguranță! Cu ajutorul ei îl voi scoate. Ha, ce ușor! Acum voi face la fel cu toate celelalte cireșe. Grozav! Acum trebuie să topim ciocolata. O rupem ca să se topească mai repede. Exact ce trebuie! O amestecăm bine și în loc de bețe se potrivesc acele de tricotat. Punem în fiecare câte o cireașă și scufundăm în ciocolată. Oh da, așa se face! Frumusețe! Ei bine, dacă e nevoie de bețișoare, atunci le iau din acadele. Tot ce trebuie să fac este să mănânc mai întâi caramelul. Mă descurc cu asta. Și iată ouăle Kinder. Perfect! Voi scoate folia de pe ele, iar bețele sunt deja gata. Acum o să le înfig în ouăle de ciocolată. Exact așa. Cake popurile mele sunt aproape gata. Trebuie să adaug frișcă. Grozav! Și cum se poate fără siropurile mele preferate? Fiecare bomboană va avea propria ei culoare! Grozavă idee, desigur! Se pare că e timpul să scoatem crema din frigider. Uite și forma! Miroase atât de bine! Să vedem! Da, s-a răcit! Și am pregătit deja decorațiunile! Jess iubește mult prințesele! Cu ajutorul unei pungi de patiserie voi face un model de cremă frumos și voi adăuga mărgele de zahăr. Iar acum pot lipi prințesa! Ce rochii superbe! Și toate atât de diferite! M-am întrecut pe mine însămi!
Ce e cu zgomotul ăsta? Asta e! Zdrobim nucile de modă veche, cu mâinile goale! Și acum îmi pot decora dulciurile cu primituri de nuci! Gata! Perfect! Se pare că e timpul să gust, Jess! Wow! Ce multe mi-ați gătit! Să începem cu ouăle de ciocolată! Ce cremă delicioasă deasupra! Mușc? O, da! Au o jucărie înăuntru! Ce-i acolo? O, ce inel drăguț cu iepuraș! Ce scumpete! Acum am o colecție întreagă de astfel de inele! Le voi purta pe toate! Sunt la modă! Bine, să vedem ce-a pregătit bunica! Ce delicios! Încă o bucată? E o cireașă înăuntru! Ce-i aici? Sunt prințese! Pur și simplu le iubesc! Cu care să încep? Voi încerca! Ce cremă fină! Și delicioasă! Și cine ar trebui să câștige? Tu? Tu? Sau tu? Da, șeful a câștigat cu siguranță! Mulțumesc pentru aprecierea eforturilor! Vreau bată de zahăr! Înțeles! Vai! Ce? Floare la ureche! Dorm zahăr aici? Unde? Vai, mai că mi-am scăpat ochelarii! În fine, încerc să fac la fel! Nu! Mi-a scăpat de sub control! Am vărsat totul! Nu-i nimic? Așa e mai bine! Dar... Nu te îngrijora! Totul va fi bine! Un uragan de vată de zahăr! De-aș ajunge la buton! Este! Cu toții sunteți vii, da? Se pare că da! Tare! Acum e rândul meu să gătesc vata! Iau ciocolată, bomboane și jeleu! Le pun pe toate aici și pornim! Care e problema? Curentul îmi joacă feste! Fulgere! Aparatul nu se stinge! Mă curentează! Și vata? Vai! Culoarea asta mi-amintește de eșec! Așa e, nu te întrista! Știu cum să fac o capodoperă! Pun zahăr, adaug colorant, amestec bine, perfect! La treabă! Mai întâi stratul galben! Apoi cel roz și cel albastru. Vata de zahăr la șef e gata! Nu e o operă de artă? Uimit! Și asta ce mai e? Pare a fi ciocolată. Așa și așa, nu o voi mânca. Mai bine gust vata bunicii. Ce mare și dulce e! Bună treabă, bunico! Wow, vată curcubeu! O voi gusta imediat! Cred că știu cine a învins! Șef! Da, bravissimo! Bon appetit, scumpo! Vreau un ursuleț de jeleu!
ușor! Ce? Am înțeles! În fine! Zis și făcut! Iau forma mea preferată! Măsor apa! Încă o ceașcă! Acum gelatina! Și acum le amestec! Uite așa! Câteva căpșunele în formă și adaug colorant. Forma e pregătită. Acum mai trebuie doar să aștept. Vai, ce mai e și asta? O pată roșie. O șterg imediat. Minunat! Ursulețul meu de jeleu s-a răcit! Perfect! Un ursuleț de jeleu? Accept provocarea! Am nevoie de 6 castroane de jeleu și, desigur, apă! Iar acum culoarea! La ce e bun un acvariu dacă nu ca să fac gelatină? Întoarcem! Bravo! Mai rămân doar ultimele retușuri! La o parte cu surplusul! Maestrul lucrează! Perfecto! Wow, uimitor! În fine! Mai vedem noi care pe care! Un ursuleț? E prea puțin! Dacă aș lua și... Am o idee! Voi face ursulețul din ursuleț de jeleu! Perfect! Sper că nu mă vede nimeni! Poate vedem! Drăguțo, suntem gata! 3 ursuleți de jeleu? Încep cu cel din capăt! Foarte drăguț! Și gustul nu-i rău! Să-i gust și pe restul! Un ursuleț curcubeu? N-am mai mâncat niciodată! Delicios! Dar se poate și mai bine! Asta e exact ce-mi doream! Un ursuleț asemănător unui tort! Și gustul? Wow, s-a decis! Bunica învinge! Serios? Vai, mulțumesc, cumpo! Ghinion! Acum vreau... chipsuri! E totul clar! Ha! Ușor! Nu văd bine! Ah, cartofi! Nu sunt sănătoși! Mai bine să folosesc fructe! Mai întâi le voi felia! Da, bunica e pricepută! O, ce se petrece! Acum iau ananasul! Important e să o fac cu dragoste! Acoperim cu folie de aluminiu și... Ce faceți? Vai, mă scuzați! Și acum un truc de la bunica! Folosesc niște călcătoare! Chipsurile sunt gata!
ce miros! Mi-a ieșit delicios și sănătos! Călcătoare! Gadgetul ăsta e mai tare! Curăț cartofii! Forma perfectă! Acum îi pun pe toți în blender! Îmi iese un piure! Îl pun frumos în castroane și adaug colorant! Victoria e în mâinile mele! Timpul să pun totul la cuptor! Mai rămâne să așteptăm! Uimitor! Să încep și eu! Zici că trebuie să curăț cartofii? Imediat o voi face! Se pare că m-am distras! Și mie îmi plac chipsurile! Poftă bună! Așa nu merge! Ce? În fine! M-ați convins! Adaug ciocolată! Și bombonele! Oh! Wow! Știați că fiecare maestru are secretul său? Mai întâi voi topi cașcavalul! Perfecto! Acum e timpul pentru fondue! Fântâna de brânză poate cuceri pe oricine! Aici sunt și chipsurile! Poftă bună! Cât de frumos! Voi începe cu fântâna! E așa neobișnuită! Sunt mulțumită! Oh, chipsuri de kiwi! Minunat! Merge! O cutie de Pringles? Ciudat! Wow! Chipsuri de ciocolată! Minunate! Mai vreau! E victorie clară! Da! În sfârșit! Mulțumesc! Bine, vreau mai întâi pizza! Uitați așa! Oh, sunt cel mai bun la asta! Desigur, să începem cu aluatul! Pun făina în mixerul meu, spar câteva ouă acolo și, bineînțeles, pun apă! Acum lăsăm totul să se transforme în aluat! Deocamdată mă ocup de roșii! Ce aromă! Wow, ce faci acolo? Ce ar trebui să fac cu produsele astea? Poate e timpul să le înlocuim? Așa e mult mai bine! Cu asta pot lucra! Pentru început voi lua Oreo și un sucitor! Acum voi transforma aceste pursecuri în praf! Haide, ține! Uite așa! Cum îți place tehnica mea de gătit? Nu va mai rămâne nimic din ei! Grozav! Acum pot turna fursecurile într-un bol și pot adăuga Nutella acolo! Acum amestecăm totul bine! Ce delicios iese! Acum întindem super aluatul de ciocolată ca pe un aluat obișnuit de pizza! Pur și simplu perfect! Acum umplutura! Să începem cu ursuleții de jeleu! Acum bezelele! Și după ele bomboanele M&M's! Oh, și Skittles! Cine nu iubește curcubeul?
Ce frumusețe! Fiecare parte are gustul ei! Salivez! Oh, nu e ceea ce credeți? Uitați și au restul! Voi acoperi tot aluatul cu sosul meu de roșii secret! Acum e timpul pentru brânzeturi! Ce savoare! Le dau pe răzătoarea mea profesională! Da, cu cât mai mult cașcaval, cu atât mai bine! Poate să-i diversificăm culoarea? Adaug colorant și amestec bine! Și încă de două ori! Acum am cașcaval colorat! Tot ce mai rămâne de făcut este să îl presar! A ieșit perfect! Mănușire la o parte! Timpul să coc această perfecțiune! Pizza mea trebuie să aibă vitamine! Mai întâi broccoli, iar acum două ouă! Și acum e timpul să scuturăm totul! Oh, e prea tare! Ar fi trebuit să închid capacul! Scuze, scuze, nu-l pot controla! Oh, mulțumesc, dragă! Ești o scumpă! Și iată că aluatul meu e aproape gata! Rămâne doar să-l pun pe o tavă de copt! Acum îl voi nivela ușor cu o spatulă și baza de pizza e egală! Acum voi tăia cașcavalul și voi întinde sosul de roșii peste! Bineînțeles, broccoli! Frumusețe! Pot pune totul la copt! Aici suntem eu și pizza mea grozavă! Rămâne doar să o feliez! Perfect! M-am depășit pe mine însumi! Ce e asta? Și aceasta e pizza mea sănătoasă pentru nepoata mea! Ei bine, din moment ce toată lumea e pregătită, e timpul ca Phoebe să guste! Wow! Stai! Iar broccoli? Nu, nici nu voi gusta! Și asta arată delicios! E colorată? Tare! Și ce gustare! Nu-i rău! Îmi place! Acum ce? Oh, arată bine! Cu ce aromă începem? Aleg geleurile! Wow! E înnebunitor de delicioasă! Pizza cu bomboane e pur și simplu uimitoare! Aceasta e cu siguranță o victorie! Serios? Ce tare! Invidiați-mă! Acum vreau limonadă! Îi puteți face față? Oh, da! E ușor! Am recipientul potrivit! Și am și Sprite! Acum trebuie doar să-l torn înăuntru! Uite așa! Oh, lămâi proaspete! Hei, poate folosești pâlnea? Oh, ce prostuță sunt! Chiar e mai ușor! Și acum voi diversifica gustul cu geleuri și Skittles! O să le torn chiar înăuntru! Ce frumos iese! Și ce culoare are băutura acum! Scoatem pâlnea și punem capacul! Și voi ce faceți? Oh, ce pepene greu! Oh, nu! Acum strănut! Apciu! Oh, totul se învârte! Oh, pepenele s-a desfăcut! Perfect! Acum voi lua un blender vertical și voi transforma pulpa în suc! Așa se face în stilul bunicii! Am și mentă și lămâie! Adaosul perfect pentru limonada mea de pepene verde! Totul e natural și delicios! Așa e? Cred că acest shaker e mai potrivit! Acum gheață, o pun înăuntru, puțină apă deasupra, acum trebuie să mărunțesc căpșunile și e timpul să le pun și pe ele în shaker! Acoperim cu capacul și agităm bine! Amestecăm totul! Super! Tot ce rămâne este să-mi torn limonada într-un pahar! Ce culoare!
Acum mure? Ce bine că sunt un barman profesionist! Culoarea perfectă! Mai multe fructe! Câteva mișcări și fructul este gata! Acum voi tăia o portocală și o voi transforma în limonadă! Acum pepene galben! Important e să nu mă opresc! Gata! Urmează kiwi! Ultimul pas! Doar ce culoare! Rămâne doar să-mi decorez limonadele curcubeu! O, da! O adevărată operă de artă! Nu-i așa, doamnelor? Și la mine! O, nu! Limonada mea a devenit înfricoșătoare! Și Phoebe va gusta acum! Îmi pare rău, surioaro! Wow! Atât de multe! Și ce-i chestia asta groaznică? Nu arată bine? Nu o să gust? Dar pepenele verde pare foarte bun! Mmm, ce delicios! Și atât de rocoritor! Perfect! Wow! E un întreg curcubeu de băuturi aici! Trebuie să le încerc pe toate! Înnebunitor! Sunt atât de delicioase! Fiecare în felul său! Cât de tare! Și ce e cu scânteile? Ia să... Ah! Ceva mă zguduie! Ah! M-a durut! Mai bine mă opresc la pepenele verde! E mai sigur! Am câștigat? O, ce plăcut! Mulțumesc, nepoato! Mua!